Bună seara și bine ați revenit cu drag la profanul cu exerciții de matematică la geometrie. Probleme. Ieșiți probleme la geometrie. Mie îmi place formularea că am revenit cu drag. Și sunt sigur că așa este. Da. Deci voi veniți cu drag aici la întâlnirea noastră, chit că mai avem probleme destul de multe de rezolvat până când să ajungem să avem satisfacție completă. Dar ei înțeleg. Dar voi ați înțeles că numai muncind ajungem acolo. Pornim repede la treabă. Dreptunghiul, doamnă profesor. Dreptunghiul. Bine. Vreau să discut un pic despre dreptunghi. Am de discutat și altă dată. Da, este paralelogramul cu un unghi drept. Adică? Toate proprietățile paralelogramului se folosesc și la dreptunghi. Se regăsește în dreptunghi. Da, dar în schimb mai are ceva. Mare și un unghi drept. Dar, ca noutăți, hai să ne reamintim. Despre paralelogram. Ce era paralelogram? Hai să plecăm de la el, Adi. Ce era paralelogram? Paralelogramul, laturile opuse, paralele două câte două. Asta era definiția. Deci, patrulaterul cu laturile opuse, paralele două câte două. Acest fenomen de paralelism al laturilor opuse două câte două ne-au condus spre foarte multe proprietăți. Da. Am constatat că laturile opuse sunt și congruente două câte două. Am constatat că diagonalele se înjumătățesc. Am constatat că unghiurile opuse sunt congruente două câte două. Am mai constatat că unghiurile alăturate oricărei laturi fac 180. Da, corect. Și s-a pus problema și reciproc. Oare dacă sunt ale adevărate, e figura aceea paralelogram? Da. Da? Deci invers. Da. Asta înseamnă că o chestiune care merită acum să mai țineți cont de ea. Într-un paralelogram, diagonalele se înjumătățesc, da? Da. Dar diagonalele nu sunt egale. În paralelogram, diagonalele nu sunt egale. Nu. E bine, dacă am spus că dreptunghiul este paralelogramul cu un unghi drept. Deci pe el îl surprindem și în calitate de paralelogram. Deci toate proprietățile sunt adevărate. Adică laturile opuse sunt paralele două câte două. Sunt și congruente două câte două. Unghiurile opuse sunt congruente. Ba mai mult, toate sunt congruente acum. Toate sunt din 90 de grade. Deci o chestiune nouă. Toate unghiurile sunt de 90 de grade. Iar diagonalele, care știam foarte bine că nu sunt egale în paralelogram, de data asta, diagonalele sunt congruente. Sunt de aceeași lungime. Deci diagonalele sunt de aceeași lungime. Deci, care sunt noutățile? Puteți să notați. Noutăți. La dreptunghi. Ce noutăți poți să spui, Miruna? Toate unghiurile de 90 de grade. Toate unghiurile sunt de 90 de grade. Și diagonalele congruente. Și diagonalele congruente. Astea sunt cele două noutăți care se adaugă la tot ce știam de la paralelogram. Aici la dreptunghi, domnul profesor, da. Dă așa, un triunghi este dreptunghic, dacă și numai dacă, lungimea mediane corespunzătoare unei laturi este egală cu jumătate din lungimea laturii respective. Asta la teoremă de la dreptunghi. La dreptunghi ce spune? Că un triunghi este dreptunghic, da, dacă și numai dacă, lungimea medianei corespunzătoare unei laturi este egală cu jumătate din lungimea laturii respective. Bun. Hai să vedem acest enunț. Deci, după ce s-a vorbit de toate astea, de toate lucrurile acestea de la paralelogram și noutățile, și noutățile, avem o teoremă. Da. Da? Într-un triunghi dreptunghic, A, B, C, mediana unghiului drept, din vârful unghiului drept, așa îi spune? Mediana corespunzătoare unei laturi. Mediana corespunzătoare unei laturi
este egală cu jumătate din lungimea laturii respective. Nu, neapărat. Nu, zice, un triunghi este dreptunghic dacă și numai dacă. Bun. Noi să o luăm așa, că este dreptunghic, am dus mediana din A și vreau să arăt că asta e jumătate din ipotenuză. Atenție. Și până mă întreb și invers dacă e adevărat. Adică în tot ce ai spus tu acum sunt două probleme acolo. Da, și din ce? Numai neapărat din unghiul drept? Numai din unghiul drept. Mediana, cum spune acolo, dacă ar duce din mediana din vârful ăsta, din oricare latură. Din orică, da. Deci un triunghi este, dacă și numai dacă, mediana corespunzătoare unei laturi, zice. Asta era întrebarea mea. Dacă e vorba de mediana corespunzătoare unei laturi, și asta, dacă e jumătate din... Mediana așa este egală cu jumătate din lungimea laturii. Nu, e acolo, e o greșeală. Deci un triunghi este dreptunghic, dacă și numai dacă, lungimea medianei cu dezvoltare unei laturi este egală din lungimea laturii respective. Nu. Iar se referă numai la... Asta cu ipotenuza, cu jumătate de ipotenuza. Numai la asta cu jumătate de ipotenuza. Gata? Gata. Mersi, mersi. Hai să vă arăt pe asta și, pe urmă, ca să am eu dreptate, trebuie să vă arăt că pe cealaltă, despre cealaltă nu e adevărat. Da? Și dacă arăt că cealaltă nu e adevărat, atunci am lămurit-o. Dacă... Duce mediana din unghiul dreptunghic. Da. Deci duce mediana din vârful acolo era lui A. A tot dat cu M. Deci cu M notăm asta. Așa. Și să arătăm noi că lungimea mediană, că AM e jumătate din... Nu-i demonstrat acolo, dar noi o demonstrăm. Da. AM e jumătate din KB, da? AM este jumătate din BC. Da. Deci să zicem așa, în ipoteză, am C. ABC dreptunghi. BAC. Da, BAC. A, C. De 90 de grade. Corect. Așa. Că AM mediană. Da? AM mediană. Da. Atunci. Atunci arătat voi că AM egal cu BC pe 2. AM egal cu BC pe 2. BC supra 2. Deci să arătăm că AM este BC pe 2. Asta trebuie să demonstrăm. Da. Am văzut că încerca să zici ceva. Te rog. Să luăm triunghiurile CAM. CAM. Și MAB. Și MAB. Despre ce două triunghiuri ce ai? Avem alături cu mână. Da. AM e latură comună. După aia... Când mă mediană. Da. Când mă Da. Și... Și unghiurile între ele? Și ce am... Deci, ce ar trebui unghiul ăsta să fie cât unghiul ăsta, ca triunghiul să fie congruente, dar la ce trebuie ții triunghiurile congruente aici? Adică, când te focalizezi pe treaba asta, trebuie să... Vezi dacă ajungi la rezultatul ăsta de aici. Că nu ai decât atât. Că AM este mediană și stop. Unește vârful cu mijlocul. Da? Vârful cu mijlocul. Fii mediană, e la mijloc. CM este MB. Bun. Tu trebuie să arăți că AM este cât BC pe 2. Adică să arăți că AM este cât MB. Da, sau cât CM. Sau că MB. Sau că M-A cu M-B-A. Cu M-B-A. Sau M-A. C-A-M-E, nu? Da, M-A-B-A și M-B-A. Da, e triunghi social. Da. Asta trebuie să arăt. Da, sau M-A cu M-B, da. Da, deci asta e povestea. Nu uităm nici o clipă și trebuie să arătăm. Că le luăm triunghiurile la comparat, nici o șansă nu o să avem ca să spunem că triunghiurile sunt congruente. Să văd de la bun început. Că nu sunt congruente. Că ăsta și cu ăsta să fie congruente, vezi că ăsta are unghiul mai mare, nu are chiar un obtuz. Cum facem?
Asta e teorema aia de 30 de grade, unghiul de 30 de grade într-un triunghi. A, așa ar părea, dar da. Totdeauna într-un triunghi dreptunghic, mediana adusă din vârful așa este jumătate din ipotenuză. Păi mediana ar fi AB. Mediana este, cum să fie AB? Ipotenuza e AB. Ipotenuza nu este AB. E CB. E CB, mă. E opusă unghiului drept. Ipotenuza întotdeauna. Da, mă uitam la amândouă. Da, deci în altă parte. Ipotenuza. Deci am două catete. Aha. Și ipotenuza. Vorbim ipotenuza numai într-un triunghi dreptunghic. Numai acolo. Deci numai într-un triunghi dreptunghic. Surpriza mare este că mai putem gândi simetricul lui A față de M, fie un punct, simetricul lui A față de mână. Deci mai mergem în capeteta. Da. Asta este. Acest punct să-l notăm cu D. D. Și gata dreptunghi. În figura asta care s-a format acum, ea este paralelogram cel puțin. Deci figura formată este paralelogram. Da. Din ce motiv este paralelogram? Diagonale sunt jumătate. Așa. Asta e cât asta, asta e cât asta. Și atunci figura asta care s-a format e paralelogram. Și pentru că are și un unghi drept, e și dreptunghi. E și dreptunghi. Iar într-un dreptunghi, diagonale sunt congruente. Da. BC este cât AD. AD, da. Adică de două ori AM este cât BC. Corect. De două ori AM este cât BC. Și asta înseamnă că AM e BC de 2. Termina problema. Da. Deci, în figura asta de aici, v-am arătat foarte repede cum se întâmplă că într-un triunghi dreptunghic, mediana, da, deci mediana... Mediana este jumătate din ipotenuză. Mediana este jumătate din ipotenuză. Și noi mai știm că într-un triunghi dreptunghic, cateta opusă unghiului 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Și aceea cu dacă și numai dacă. Da. Și aceea, adică și duși întors. Și duși întors. Da. Hai să facem și înapoi. Dacă se întâmplă ca să am pe AM jumătate din BC... Vă trebuie să le învățați pe astea. Sigur că sunt rezultate care trebuie să fie definitiv. Dacă se întâmplă că mediana să fie jumătate din BC, atunci triunghiul ăla să fie dreptunghic. Să demonstrăm că e dreptunghic. Să demonstrăm că triunghiul este dreptunghic. Deci ai un triunghi oarecare, cum ar veni inițial, da, nu? Și am că AM este jumătate din BC. Da. Și atunci se rezultă că triunghiul este dreptunghic. Așa. Ia să vedem cum facem. Deci, dacă aș lua la întâmplare... Un triunghi. Un triunghi. Da. Cum ar... Ca și aici. A, B, C. Și duc mediana de aici. Am dus mediana AM. Mhm. Și e jumătate, a zis. Ea este jumătate din asta. Deci, asta înseamnă că AM este cât e B. Da. Ia să vedem. A zis că este jumătate, domnul profesor. Poftim? Asta înseamnă că AM este cât e B. A, dar vreți să demonstrăm că e dreptunghic? Ia să vedem, da. Dacă mă duc în continuare încă ca pe atâta și obțin un punct A'. Aici sau D, m-am zis mai devreme. Patrulaterul ăsta, cum este? Este paralelogram. Deci patrulaterul ăsta este paralelogram. Diagonale sau în jumătăți. Da. Da. Și... Am cum să spun că diagonala asta e cât asta? Uh-huh. Într-un paralelogram? Nu, într-un paralelogram, doar că se înjumătățesc. Atât? Deci, fiindcă l-am luat așa... Da. Dar noi știam că AM este cât MB. Asta e. AM fiind cât MB. MB. Da. Atunci înseamnă că de două ori AM egal cu de două ori MB, adică AM, adică AD egal cu BC. Și când se întâmplă într-un paralelogram să fie diagonalele congruente? Numai când este dreptunghi. Adică are un unghi drept. Asta este. Corect. Și reciproca este valabilă. Deci, domn profesor, deci, noutatea este așa. Dreptunghiul este paralelogramul cu un unghi drept. Corect. Diagonalele dreptunghiului sunt congruente. Ăsta este un lucru extraordinar de important. Folosit în probleme, cred că maxim. Da. Mediana unui triunghi dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Da. Și tot mai, la fel de bine știm și că
cateta opusă unui unghi de 30 de grade, tot într-un dreptunghi, este tot jumătate din ipoteză. Tot jumătate din ipoteză. Și o să demonstrezi pe ce. Da. Dar acum insist încă o dată. Deci dacă am acest lucru, că e jumătate din latura, mediana e jumătate din latura la care s-a dus asta, da, da. Îl obligă pe triunghiul acela să fie triunghi dreptunghi, pentru că el devine parogram din construcția făcută. Da. Mai cu diagonalii, opa, sunt... Aici. Și sunt faptul că forțez ca diagonalii să fie congruente, numai în dreptunghi. Corect. Așa că, problema pe care am zis-o mai devreme, că dacă aș duce de oriunde, de oriunde aș duce eu, așa era problema. Da, aici așa zice teorema, da? Că un triunghi este dreptunghi dacă și numai dacă mediana corespunzătoare unei laturi. Deci cu eu cum am dus aceste laturi? E așa. Este așa. Au dreptat. Haideți să o ducem din ce, domnule. Atenție că el spune așa. Dacă e adevărată, cum am dus-o la țară, îl obligă să fie dreptunghi. Îl obligă să fie dreptunghi. Adică tocmai ce am demonstrat noi acum. Întrebarea este dacă eu ar duce-o în condițiile acestea din, din vârful C, nu? Da. Pe median. Nu știm cât e dreptunghic. Nu știm cât e dreptunghic, e clar. Ce știu? Mediana corespunzătoare unei laturi este jumătate din latură. Deci, eu știu că asta, jumătate din latura la care da, am zis-o, da? Da. Așa. Și în condițiile astea, tot așa totul e simetricul, da, și fiind jumătate, îl obligă să fie dreptunghic în C. Iar dacă e dreptunghic în C, atunci e sigur că jumătate. Am demonstrat tot. Deci merge corect așa. Merge exact ce am spus mai devreme. Deci din orice unghi. Din orice unghi. Deci este dreptunghic, triunghiul deci este dreptunghic, dacă și numai dacă, da, mediana, din orice vârf. Din orice vârf. Dacă este dreptunghic, e adevărat imediat asta. Așa, da? Și dacă nu e... Imediat. Deci, într-un triunghi. Un triunghi este dreptunghic, dacă și numai dacă. Un triunghi este dreptunghic, da. Un triunghi este dreptunghic. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Face semnul acela care m-a învățat domnul profesor. Mediana corespunzătoare unei laturi. Hai să facem și să redactăm acest lucru. Deci dacă și numai dacă, mediana corespunzătoare unei laturi este jumătate din lungimea laturii respective. Deci triunghiul dacă și numai A, dacă, B, C, mediana corespunzătoare unei laturi, dacă și numai dacă, e midice A, adică mediana dusă din vârful A, sau din B, sau e midice A, este jumătate din... egal cu BC pe 2. Este jumătate din lungimea laturii respective. Din lungimea laturii BC, că dacă din A... O duc pe BC, corect. Da, da. Așa. Mediana din B o să fie atunci, domn profesor, sigur că AC da. Pe 2. Mediana din B egal cu AC pe 2. Deci mediana din C adus-o o să fie AB pe 2. Uite, când desenez un triunghi la întâmplare, A, B, C, ia uitați-vă la și duc mediana din vârful A, A, ia uitați-vă. A, e egal cu BC pe 2, nu conform acestei teoreme, da, așa-i? Da. Bun, dacă, da, dacă o duc din B. Tot e bună. B, da, zi, B, N, de exemplu, A, e egal cu cine? AC pe 2. Pe 2. Da. Da. Bun. Și atunci îl obligă pe B să fie 90 grade, dacă se întâmplă. Îl obligă? Da. Păi da? Dacă duc din vârful C... Aha, că n-am început foarte pe 2 egal cu B. B, N? Pe 2 egal cu A. Nu! Nu, dacă duci B cu N, cu B, nu, nici nu mă văzut, chiar n-am înțeles. B, dacă mergi pe... Asta e mediană, da? Asta e mediană. Mediana este egală... Dacă B ca lungime este cât AC pe 2, înseamnă jumătatea C, atunci B este de 90 grade. Unde B se face de 90 grade, unde acolo e 90. Cum l-a făcut o profesor, nu e 90. Am făcut și cu M și eu. Păi nu, mă, da. Dar în figura asta, unde B nu e de 90 de grade. Dacă îl iei de 90 de grade, nu o să mai fie. Da? Deci asta am răspuns. Poate cuvinte, un triunghi este dreptunghic dacă și mai dacă. Mediana din vârful A e jumătate din latura la care se duce așa. Unde am dus-o? Latura opusă lui A. Da, unde? Latura opusă lui A, da. La fel și dincolo.
Da, pot să spun eu acolo la M indice ce? Da, cine? Păi iau B pe 2. Da. Nu știu seama care la și și mi-am dat seama târziu. E la să pleci de aici fără să... Da, de, asta vrea să spune că... Deci, în urmație, ți se pare că aia e mai lungă decât la altora, dar obligă să fii 90 de grade și atunci, dacă am reface figura, n-ar mai fi mai lungă. Hai să demonstrăm acest lucru. Să fie foarte clar. Mai întâi, sensul ăsta, deci sensul ăsta și până sensul înapoi. Deci, se spune așa că facem o demonstrație în sensul acesta. Da, deci luăm... Care e ipoteza? În ipoteză, în condițiile astea, dacă am făcut așa, triunghiul e dreptunghic. Da, în A. B, exact. Ați făcut o mai mult. Ca să fie clar acum. B, A, C, acum. Da? Deci B, A, 90 de grade. Egal 90 de grade. Da. Și A, M. Și A, M e mediană. A, M, mediană. Mediană. Mediana unde, mediana din A, că dacă e din A, sigur e din A. Sigur că da. Da. Să rezulte atunci că e M, BCP2. Egal cu BCP2. Asta ar fi demonstrația care trebuie egal făcută pentru prima problemă. Egal. Da? Egal cu BCP2. Pentru facem repede un triunghi. Un triunghi dreptunghic îl facem. Triunghi. Da. A, B, C, triunghiul dreptunghic, în care, în triunghiul să duc mediana din vârful A, ca așa am vorbit, puneți pe A cu mijloc, de acord, da? Da. Da. Și trebuie să arăt că AIM este pe CP2. Da. Mai prelungim pe AIM cu un segment egal. Am fi scrie D, simetric. Da. Deci. D sau C, da. Da. D, unim pe C cu D și D cu B și rezultă că C, D, B, A îi paralelogram deoarece diagonalele se înjumătățesc. Și... Și cum avem un unghi drept, da, rezultă că CDAB îi pătrat. Nu pătrat, mă, dreptunghi. Dreptunghi. Și cum e dreptunghi, CB cât DB. Hai să redactăm asta, da, da? Demonstrația. Fie TAD, fie ce am zis? Fie D, simetricul lui A față de M. Fie D, simetricul lui A față de M. D, simetricul lui D față de A față de M. A față de M. Față de M. Dar cum scrim noi matematica asta, simetricul lui A, M, D, cu liniuțe între ele. Adică coliniat. Așa, scrim o dată A, A, M, D. Și încă ceva mai scriem. Și mai scriem și B, M, C, domn profesor. Nu, mai scriem că A, M este cât M, D ca să fie. Scriem și asta, da. Foarte important. A, M, A, M, M, D. Congruent, da? Congruent da cu M, D. De aceea scriem B, M, G. E corect, pentru că știam că M la e la mijlocul BC. Exact asta, știu asta da, din calitatea. Da, nu, nu, numai cât am tradus cât D simetricul A față de M. A, am vrut să scriu în matematic cum se traduce această da? Simetricul lui A față de M, se traduce. Cu linearitatea și congruența. Congruența. Corect. Și atunci e totul perfect. Perfect. Și acum, bun, mai avem și... Avem și CIM congruent cu MB. Deci adaug la asta. Da. CIM congruent cu MB. MB. Și din cele două, doar din astea două. Da. Și din cele două rezultă că... ABCD e paralelogram. Da. ABCD paralelogram. Pentru din paralel. Logram. Și cu măsura unghiului BAC e 90. Și sub asta adaugăm da, măsura lui BAC. Lui... BAC. BAC. 90 de grade. Și ia uite-l dreptul. 90 de grade. Dar trebuie ipoteză, da? Da, 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 da. Și atunci paralelogramul devine dreptunghi. Da, ABCD dreptunghi. A, B, C, D, dreptunghi. Și fiind dreptunghi, reiese, știu sigur că sunt dreptunghi, diagonalele sunt egale. Corect. Și atunci, adică A, D, de da, ce? Congruentă cu AD. De ce? Congruent cu AD. Cu AD. Și din asta, dacă de ce e congruent cu AD, reiese că și jumătățile lor sunt... Adică AD congruent cu CB.
Adică A de congruente cu congruente. A de. Am zis A de congruent cu BC. Cu BC, cu BC, da? Da. A de cu BC. Cu BC, da. Sorry. Diagonalele sunt congruente. Și cum aveam că sunt și înjumătățesc, nu? Noi cum am construit pe AM? AM, încă o dată AMD, nu? Da. Atunci pot să spun că de două ori AM e egal cu AD. Da. Da? Doi ori AM egal... Deci putem să spunem cum AM, chiar așa spun, cum AM congruent cu AMD rezultă că de două ori AM, 2AM, egal cu AD, toată AD. AD. Nu e bine? Da, da. Dar AD-ul cu cine a spus că este? AD-ul a spus că e egal cu BC. E congruentul cu BC. AD-ul congruent cu BC. Nu? Și atunci din astea două pot să spun că numai la AM înlocuiesc pe AD. Da, egal cu BC pe 2. AM egal cu BC pe 2. Am demonstrat ceea ce mi-am propus. Corect. Că mediana, dar AM este chiar mediana de vârful A, este jumătate din latura la care se duce mediana. Acum, fac reciproca. Da. Reciproca ce înseamnă? Mersul înapoi. Da, AM egal cu BC pe 2. Deci am să șterg aici. Și acum facem mersul înapoi. Adică drept ipoteză. Drept ipoteză ce folosesc acum? Acum M egal cu BC pe 2. M. A. M indice A. Da? M indice A. Egal cu BC pe 2. Că A M e mediană. Și asta o trebuie să folosesc. Mediană. Din astea două se rezultă că triunghiul e dreptunghic în A. Da. Deci se rezultă că măsura unghiului B, A, C egal cu 90 de grade. Ia să iau eu unul oarecare acum, nu? Sigur. Oarecare? Păi da. N-am în ipoteză că iau de cât oarecare. Ia uite cum îi duc eu mediana. Deci facem demonstrația pentru mersul înapoi. Și asta e cât am zis. Ana e BC pe 2. Am zis că drumul ăsta e să știe drum pe 2. Deci. Un triunghi la întâmplare, fără să-l luăm de tunic în A. Da. Cum ați notat? A sus sau? Nu, A jos. Aici, da? A. De B. Și C. Da. Deci, acesta e triunghi. A, vorbim din mediană, unim pe A cu el. Da? Am dus mediană A el. Consider, construiesc că simetricul lui A față de el. Așa am zis, și am... A, dar e ușor. Am încă un congruent cu M, am construit simetricul. Da, și am D, așa zis, să notăm simetricul. Da, am D. Da. Și acum unim pe C cu figura care s-a format, fiindcă asta e cât asta și asta, cât asta din calitatea aceea. Diagonala s-au jumătății. Figura asta este obligatoriu un paralelogram. Da, este paralelogram. Și cum are unul... Sau secundă. Nu are. Știu așa, Adi, că AM, uite-te tu, AM este egală cu BC pe 2. Hai să scriu așa, da? Asta o știu din ipoteză. Da. AM egal cu BC pe 2. Și aduc la aceeași numitor și vine de două ori AM, echivalent, scrierea de reață așezeți, de două ori AM, egal cu BC. Da. Dar de două ori AM este AD. Da, da. Din construcție, 2AM egal cu AD. Da. Acum, din cele două reiese, din cele două reiese că AD
e congruent cu BC. Atunci da? AD e congruent cu BC. Și despre AB, AB, CD, trebuia să vreau ca să fie ordine acolo cât de cât. AB, nu iese, să știți că dacă facem un titlu, eu așa iese, A, B, C, D, așa iese. A, B, ca să fie totul sensul de rotație, știți, vreau să, atunci rotăm cu M, A, B, M, C, să zicem, nu, cu N, simetricul, ca să, să nu fie, N, alfabetul. Alfabetul acela, știi, ca mod de... Parcă deranjează la ureche. A, B... Mă rog, să zicem. Da. Notez cu N aici și atunci toate povestea pe A, B, N, G, poți să vorbesc de da, așa ceva. Da, da. Deși, cum e N, poate să fie și D. Exact. Hai, lasă-l și B, deși nu mai încurcă probleme, da. Și atunci, iată că avem A, D, este cât B, C. B, C, și cum, și cum ăsta A, B, de ce? Da, paralelogram. Paralelogram. Iată că sunt situația în paralelogram în care diagonalele sunt egale. Corect. Nu se întâmplă decât dacă măsura unghiului, să spun CA, a oricărui unghi. CA B sau B A C ca să fie în B A C egal cu 90 de grade. Toate unghiile sunt egale, da? Și cu asta am demonstrat că figura C este un dreptunghi. Corect. Dar cine este dreptunghi? Unghiul ăsta e din 90 grade, asta era important. Și am demonstrat și reciproca. Da? În momentul de față am clarificat teorema aceasta care este corectă și anume că într-un triunghi, un triunghi este dreptunghi dacă și numai dacă mediana dusă este jumătate din latura respectivă. Mediana dusă din vârful A este jumătate din latura opusă acestei, da? O latura opusă. Temă. Problema. În secundă, hai să facem și chestia aceea. Că într-un triunghi, un triunghi este dreptunghic dacă și numai dacă, cum era aceea? Într-un triunghi dreptunghic, cateta opusă unghiului de 30 de grade e jumătate din ipotenuză. Așa. Hai să facem și pe asta. Poate nu iese. Nu, cateta. Nu mediana. Cateta, vezi că încurci, vezi că de asta eu le-am spus pe anul două că-s diferite. Aici e vorba de mediană și jumătate din latura. Deci cateta unui triunghi dreptunghic. Deci într-un triunghi dreptunghic. Ca să luăm triunghi. Teorema e 30 de grade, unghiului de 30 de grade. Așa. Deci într-un triunghi dreptunghic, cateta opusă. Noi clarificăm acum. Deci, într-un triunghi dreptunghic, cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Dar aici este valabilă și deci asta cum a zis, mediana? Mediana. Da. A, M. A. A, B, C. Da. Dacă triunghi dreptunghic, mediana e jumătate din ipotenuză. Este jumătate din ipotenuză. Mediana, dacă noi aici am și când unghi de 30 de grade. Da. Deci când unghi de 30 de grade, totodată, pentru orice unghi. Însă, ea are altă, unghiul ăsta de 30 de grade face altă legătură. AC e jumătate din ipotenuză. AC e între AC, cateta care se opune, și ipotenuză. Ai înțeles? Da. Da. Deci, într-un triunghi dreptunghic, cateta care se opune unghiului de 30 de grade, este jumătate AC. Din, da? Este jumătate din ipotenuză. Deci noi știm două teoreme. Asta care am demonstrat-o cu domnul profesor și asta. Dar e cu dacă și numai dacă și asta. Dacă și numai dacă și asta, asta da. E foarte important. Deci, hai să enunțăm. Triunghiul A, BAC, BAC, dreptunghic, adică măsura lui A e egală cu câte grade? Cu 90 de grade. Asta vreau să este dreptunghic în A. Dacă și numai dacă AC
dacă și mai dacă. Da, trebuie să iau o ipoteză și că unghiul pui de 30 de grade, da? Deci mai adaugă aici că unghiul A, B. Sau C, B, A, sau A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Egal cu 30 de grade. Deci asta este ipoteză. Și atunci triunghiul devine de triunghi, dacă și numai dacă AC, AC egal cu BC pe 2. Deci dacă și mai dacă AC egal cu BC pe 2. Deci n-ați avut decât unghiul de 90 și unghiul de 30. Deci, atât. Am un unghiul de 30. Într-un triunghi am un unghiul de 30 de grade. El devine dreptunghic dacă și numai dacă se întâmplă relația asta. Deci, dacă, unghiul de 30 de grade este cel care e precizat în triunghi. Da. Îl fac unghiul din A de 90 de grade dacă și numai dacă este relația asta. Adică dacă este din 90 de grade se rezultă așa și invers. Ce, ai alte probleme de făcut propus, nu? Da, tema pentru implicatul mai reușim să facem tema. O facem. O facem apoi. Uite, am zis să clarificăm și pe asta mai Miruna, pentru că în probleme avem nevoie de așa ceva. Da. Dar parcă mâine aveți probleme făcute, nu? Sau pentru la algebra? Mâine avem algebra. Au tema făcută la algebra. Și o aveți făcută, da? Da, da. Și atunci, dar nu mai poate să fie o presiune. Hai să fii liniștită și să urmărim ce, ce lucruri facem aici. Bun. Deci avem așa. Da, AM-ul ăla o ștergeți, domn profesor? Hai să vedem unde. AM-ul, din figură, o ștergeți. Avem nevoie de ea? Păi, nu, nu avem. Nu avem, de asta perfect, atât. Deci, așa. Și acum, hai să facem săgeata, săgeata în felul ăsta. Uite așa, vezi. Întâi, într-un sens. Da, în sensul ăsta. Deci ne luăm în ipoteză ce ne luăm. Că e dreptunghi și că unghiul de 30 de grade. Da. Deci avem așa în ipoteză. Că triunghiul A, B, C are măsura lui A de 90 de grade. Și măsura lui A, B, C de 30. Și a celui de acolo, A, B, C, lui A, B, C, egal cu 30 de grade. Bun. Și atunci se rezultă din asta, în concluzie, în concluzie, vreau să arăt. Arătați voi că A, C, A, C. E BC pe 2. Egal cu BC pe 2. Da, să arătăm că A, C egal cu BC pe 2. Aha. Cum gândim? Deci luăm un triunghi dreptunghi, cum am făcut și mai înainte. Unghiul ăsta de câte grade? 90. De 90 de grade. Și... Dar puneți A, nu? Nu da, da. A. Acolo unghiul B de 30, am zis. Da, B. Ăla e 30. Și ce? Da. Asta e de 30. Da. Păi ăla e 90, ăla e de 30, înseamnă că ăla din ce e de cât? 60. Asta e de 60. Opa. În orice triunghi dreptunghic, dacă duc mediana, știu sigur că în orice triunghi dreptunghic, mediana dusă din vârf, este jumătate din ipotenuză. Da. Adică AM este cât e MB și cât ce e M. AM este cât e MB. Deci AM, asta e din teorema care ne-a făcut da, mai este înainte. Cât e MB și cât e MC. Dar așa AM, AM este egal cu, hai să spunem, egal, ne referim la segmente, ca lungimea lor. AM este egal cu CM și egal cu MB. Asta știm da. Din relaționamentul de mai înainte. Da, 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 din teorema din înainte. Da. Da? Da. Și cum am asta e cât asta, Miruna, da. Și un unghi de 60 de grade, triunghiul ăsta este isoscel cu un unghi de 60 de grade. Echilateral. Păi, echilateral. E echilateral. El este isoscel din cauza asta. Și cum are un unghi de 60 de grade, devine echilateral. Adică toate astea, ce e cu AM și cu ce... 60. A, sunt toate egale. Deci, să scriem și chestia asta. Noi avem că CM egal cu AM. Da. Deci CM egal cu AM. Congruent. Hai să zic egal cu congruent cu AM. Măsura lui ACM 60 de grade. ACM. 60 de grade. ACM. Egal 60 de grade. Rezultă că triunghiul A, F, M. Triunghiul. Echilateral. A, F, M. Echilateral. Echilateral. Și atunci
AC cât AF cât CF. Atunci AC este egal cu congruent cu AM. Egal cu CM, să zicem, frate, și cu AM, nu? Da. AC cu CM și cu AM. Da. Adică, altfel spus, AC este jumătate din BC. Corect. Deci rezultă că AC... Am demonstrat-o într-un sens. AC egal cu BC pe 2. Egal cu BC pe 2. Și am demonstrat sensul acela pe care l-am avut de făcut, nu? Totdeauna AC, ca teta care se opune unghiului de 30 de grade, este jumătate din ipotenuză. Ia să vedem invers. Invers. Domnul profesor, acolo scris CM egal cu AM. Trebuia CM congruent cu AN. Egal cu AN, măi, că e M. Ce? Adică, dacă triunghiul ăsta este echilateral, înseamnă că CM egal cu CH și cu AM. Am scris corect. Toate laturile egale. E echilateral. Ce înseamnă asta? Din faptul că triunghiul este echilateral, deci toate sunt egale, da? Da. Deci, CM egal cu AM și că egal cu CA. Deci reciprocă acum. Acum reciprocă. Ce înseamnă reciprocă? Vom pleca cu AC egal cu BC pe 2. Aha, dacă AC... Deci săgeata înapoi, da? Înapoi, da. AC drept concluzia devine drept ipoteză. Corect. Dacă AC e BC pe 2, dar și... Unghiul de 30 de grade. Și unghiul de 30 de grade. Deci, și măsura lui... AC egal cu BC abânt, supra 2. Și măsura unghiului ABC egal cu 30 de grade. Arătați voi că triunghiul este dreptunghic. Așa. Triunghiul ABC. Măsura unghiului măsura unghiului A. Da? 90 de grade. Măsura unghiului A egal cu 90 de grade. Asta trebuie să facem noi. Demonstrație. Ia să facem o figură frumoasă. Facem un triunghi, oare nu are care. Dacă AC, BC, pe 2... Deci trebuie să avem un triunghi care să îndeplinească condițiile acestea. AC să fie BC pe 2. Exact. AC. Și nu... Deci să zicem așa, Miruna, în Eva. Să luăm... Un unghi de 30 de grade. Mai din lumea, da, vedeți. Da, un unghi de 30 de grade. De 30. Da. Bun. Și bine ar fi să-l faceți chiar cu raportorul. Păi asta și făcut. Da? Da. Deci un unghi de 30 de grade. Da. Aici, să zicem că este B-ul, ca să repetăm figura. Da? Corect. B-ul, așa este dat în ipoteză, că B-ul e 30 de grade. Luăm un segment undeva, luăm aici punctul C. Aha, acolo e C. Pe latura asta. Ăla e B-ul. Da. Da. Aici luăm. Îl împărțim în două pe asta. În C. Să-l împărțim în două, că știm că... Avem nevoie de măsura asta, jumătate. Da. 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 Deci o să fie M înseamnă. Așa. Și unim pe A cu C. Deci, ca în, clipa, în clipa asta, trebuie să am segmentul ăsta, cât ăsta așa. Da. Da? Deci, să spunem că cam așa mi-ar da mie. Nu știu da. Dacă... Probabil că dacă aș lua unghiul ăsta de 30 grade, da, perfect, aș lua de lucrurile... Da, da. N-am fost... 30. Da? Așa, s-a luat 30 de grade, da? Da? E luat asta aici de două ori, da? Da. O prelungești pe asta cât se poate, Adi. Da. Și vei vedea dacă cobori așa pe periferia asta de aici, vine exact cât asta de aici. Așa. Bun. Da? Deci, dar cum faci tu ca să o găsești ca mărime? Iei un compas asta și descrii... deci, în compas, trasezi și vezi dacă une atinge. Așa. Și atunci, iată-ne că suntem în situația următoare. Așa. Cam așa, să zicem, că dacă am respectat tot. În triunghiul ăsta l-am obținut pe A. CA este cât AM. Da. Sunt nevoie să unesc pe A cu M. Da. Avem CA congruent cu AM. CA cu AM. Mai merg încă ca pe atâta.
și mă duc pe construcția mea care o am deseori folosită. Și atunci am aici ce? Un punct de, hai să zic, simetricul lui A față de M. Adică A, M, D și A, M congruent cu M, D. A, M congruent cu M, D și C, M este cu M, B, da? Da. Și figura care s-a format aici este sigur parlogram. Sigur parlogram, figura asta. Da. În parlogram ce am eu tot timpul? Avem doar diagonale sunt jumătățesc, dată de congruente, paralele. Să vedem. Unghiul ăsta de aici vine cât ăsta de aici, ca 30 de grade, ca alterne interne. Am latura asta de aici, cât asta de aici. Nu? Miruna, Mihaela, da. MB este cât DB. Da, și AM era cât AC. Din ce motiv MB? Și AM este cât AC. Unghiul era isoscel. Da. Unghiul era bază congruente. Deci MAB are 30. Care? M? M, A. De ce? Păi că ai cu B. A, B. Da. Fiindcă diagonale sau jumătăți, da. M, A, da. A e cât da. M, da. B. Da. Și unghiul din ăla mic are 30, vreau să zic. Da. Stai o secundă. Dar nu știu că M, A e cât M, B. Trebuie să trag de undeva concluzia asta, că M, A e cât M, B. Dacă... Păi a ieșit paralelogram. ABCD. Știu că e parogram, ABCD e parogram, diagonale se înjumătățesc. Da. Dar nu am că astea două sunt egale, ca și mai spun toate diagonale cât toată diagonala asta. Păi n-avem din teorema cealaltă, domnul profesor? AM era mediana? Da. Și AM știam că este jumătate din BC? AM e jumătate din BC. Nu m-am întrebat de tu. Era cu DMB și avem CM cu MB, AM cu MD și unghiile opuse și rezultatul. Da, pentru că avem A, M, B, B. Deci tu te duci la cine? La triunghiurile? C, M, A. C, M, A. Și M, D, B. Și M, D, B. Da. Triunghiurile acestea? Sunt congruente, că avem C, M, cu M, B, A, M, cu M, D, da. Și unghiile opuse la B. Și da. Ce A, cât D, B, dacă da. Vrei da. Că avem să avem mult mai multe, deci, da. Deci A, M, cu B, cu M, B. A, M. La cazul, deci am avut de cu M, B. Dar dacă A, M, e congruent cu... Nu, Miruna. A, M, e congruent cu M, D. M, C, M, cu M, B. Dar nu am astea două laturile toate astea. Astea cu ce vrei congruente. Deci nu am așa ceva. Deci de unde trag eu concluzia? Unghiul ăsta 30 grade trebuie să-l folosesc neapărat. Da. Da? Neapărat trebuie să folosesc 30 de grade ca să pot să spun că unghiul îi devine drept, până la urmă. Păi oricum, ăla din M, A, C, și de doar de congruent, că ăla era isoscel. Deci M, A, C, doar atâta spun că asta de aici... E cât AM. E cât AM, de unde știu că e cât AM? Păi n-avem, nu i-o pus unghiului de 30? Dar numai triunghi de plânghic. Deci, am ales să ne vedem reciprocul, domn profesor. A, că, da, tocmai. A, că asta știu că este cât CM. A, că este cât CM. Pentru că asta spun, că știu că e jumătate din toată, nu? Uh-huh. A, că e jumătate. Deci A, că este cât CM. Deci triunghiul ăsta ce fel de triunghi este? Este isoscel. Da. Ei, dacă ar fi dintr-un motiv foarte clar și echilateral, aș zice că CM este cât MA. Și atunci CB toată ar fi cât AD și triunghiul ar deveni, paragramul ar fi cu un unghi drept. Deci eu am doar atât, că CA este cât CM este cât CA. Da, dar CM este cât MB. CM este cât MB, da. Da, asta înseamnă că și CA este cât MB. Și ce A este cât MB. Sigur că da. Și A cât MB, la ce-mi folosește? La cine folosește? Bun. Bună treabă. Da, ce A este... Ce A este cât MD. Este cât DB. Și deci, DB...
de B ar fi din nou triunghiul ăsta. Da. B de B, tot triunghi isoscel. Deci, aceste două triunghiuri isoscele, da, care îmi lasă unghiul ăsta, nu mă leg de unghiul de 30 de grade. De loc. Păi, isoscele. Isoscele, la ce îmi folosește mie unghiul 30 de grade ca să-l pot prinde, să mă duc spre diagonalele acelea congruente, nu? Și atunci e dreptunghi. Și un triunghi e dreptunghi. Deci, să mai vedem ipoteza dacă e completă. Deci, totdeauna, într-un triunghi în care AC, AC este BC pe 2, deci latura opusă unghiului 30 de grade, este jumătate din ipotenuză, triunghiul trebuie să fie dreptunghi. Asta, asta este problema care are. Și am folosit acest lucru, dar nu, nu trag de 30 de grade. Din paralelismul ăsta, 30, ăsta e de 30, ia să vedem dacă nu cumva unghiul ăsta de aici este cât ăsta de aici, nu? Da. Din același motiv. Da, da, da. Să zicem că e alfa. Păi, alfa. Da? Da. Tot unghiul de aici este cât tot unghiul de aici. Da. Când sumăm toate unghiurile într-un patrulater, fac cât fac împreună? Fac 360. Dar ăsta și cu ăsta sunt congruente. Da. Astea două iar congruente, da, între ele. Și trebuie să ajung neapărat că ăsta e de 60 de grade. Dacă am fac calculul acela, cred că reușesc. Deci, hai să notăm că ăsta ar fi cine? Un alfa, da? L-ați pus ce alfa? Pe care am pus alfa ăsta, da. Alfa, da. Bun. Puneți-l X pe ăla. X, da? Da. Alfa plus X. Da. Egal cu alfa de aici și plus x-ul de aici. Da. Că x e x datorită, da, paralelismul, da? Da, da? Alfa plus x. Deci de două ori alfa plus x. Deci egal cu de două ori. Egal cu de două ori, da, 30. De două ori 30 plus unghiul de aici. Da, cu ce notă? Dar unghiul ăsta de aici, care era triunghi social care am spus? Ăsta. C-M-A. În care Ca este cât Cm, da? Da, da, da. Și ăsta înseamnă că unghiul este de la bază, sunt congruente. Da. Da, deci unghiul ăsta, cum l-am notat noi, cu X. X, da. Tot X este și aici. Tot X este acolo, corect. X, da? X, X. Aici, da, este X. Și acolo tot X. E, suma unghiurilor într-un triunghi aici face cât? Deci tot de două ori e X-ul de aici și cu cât am zis? Tot de acolo, când l-am notat. Tot X, da? Da. Deci 2x și cu ăsta fac împreună 180 și fructificând ăsta 30 pentru tot ce înseamnă suma unghiurilor în patrulater și că faptul că ăsta e format dintr-un x plus alfa, nu? X plus alfa și adunat cu ăsta altul vecin, aici e unghiul vecin, știți, de a fi lungul unei laturi, suma unghiurilor într-un paralelogram, alăturate unei laturi, fac împreună 180. Da. Așa. Și din cine este compus ăsta? Încă o dată. X plus alfa. Da. Egal cu plus 30 plus ăsta de aici. Dar ăsta de aici cine este la urmă? Acolo cine e? Este, este tocmai ăsta X. 2X. 180 minus 2X poate fi ăsta, da? Da, da. Deci ăsta de aici este 180, 180 minus 2x. Deci da, tot unghiul ăsta de aici plus unghiul ăsta de aici fac împreună cât am spus. Astea două adunate 180. Fac 180. Hai să scriem și asta. X plus alfa. X plus alfa. Plus...
plus 30 plus 180 minus 2x egal cu 180, da? Și atunci câți de al de x vine aici? 3 de al de x, nu, 2x x minus 2x cât face? X minus 2x face x și vine 30 egal cu x. Aici joc eu greșit, ar trebui să-mi dea x-ul să fie 2 ori 30. Dacă x-ul îmi dă 2 ori 30, atunci x-ul este de 60 de grade și toată problema se rezolvă. Deci nu în calculul ăsta nu prind foarte bine aici. Deci dacă îmi iese 2x, 2 ori x, sau x pe 2, x pe 2 egal cu 30, apare așa ceva, atunci x va fi egal cu 30 de grade. X egal cu 60 de grade. Și dacă x e 60 de grade, toată povestea este că triunghiul devine echilateral și se întoarce înapoi problema și merge foarte bine. Da, rămâne să mai reluăm. Da. Asta deci, un pic. De ce nu mi-a ieșit echilateralul acolo? Da. Trebuie să iasă. Deci trebuie să iasă perfect folosind unghiul la 30 de grade. Da, mai revine o dată viitoare. Hai să vedem acum ce problema aveți. Problema 4. La 114. Da. Fie ABCD dreptunghi, în ipoteză, v-am povestit. ABCD dreptunghi. Deci fie ABCD dreptunghi. Da. Cumpluia aparținului de C. Adică D e congruent cu EC, nu? Da. Adică nu zice doar că aparține în interiorului de C. Nu zice că sunt egale. E mijloc. Deci, azi spunem așa, avem A, B, C, D, dreptunghi. În ipoteză, avem ca A, B, C, D, dreptunghi. Da, E aparține segmentului de ce? E aparține de ce, între paranteze. Pe de ce? E pe de ce, da. Bun, pe interiorul de ce? Da, dacă A e, este bisectoare. Dacă A e... Bisectoarea unghiului DAB, de la B. Deci A e... Bisectoarea lui D, A, B. Bisectoarea lui D, A, B. Și D e bisectoarea lui A, B, C. D e... Bisectoarea lui... A, B, C. A, B, C. Arătați că A, B... În concluzie... Arătați că A, B egal cu 2 ori B, C. A, B egal cu 2, B, C. Facem dreptul. Deci avem un dreptunghi, da? A, B, C, D. Dreptunghiul ABCD, da. În care avem că... E aparținului de G. Deci, nu știu unde. Este oriunde. Da. Eu luăm mai aproape acolo. De... D. E, în punct B, de ce? A e bisectoarea lui D, A, B. D, A, B. Unghiul, bisectoarea. Deci ce faci? Unghiul în două, da? Fiind de 90 de grade, din da. Împărțim în două, 45 și 45. Da? Deci asta înseamnă cam un triunghi. Deci acum, acolo, când ai adus... Nu. Aia e... Stai dragul puțin. Dar ce... A, da, aia e bisectoarea. Deci e luată pe de ce... Nu oricum. Ci da. Aia e care... Dar nu zice așa. Așa, am înțeles. Zice doar dacă. Înseamnă că eu e acolo. Nu, da. Și faptul că unghiul ăsta e de 90 de grade și ăsta e de 45 și ăsta e tot de 45. Deci triunghiul ăsta A, D, E este isoscel. Dreptunghi isoscel. Da. Ce este mai aici? Și D e bisectoarea lui A, B, C. Și B e? D e, mi-ai spus. B, B. Cu B. Cu B. B. Da. B e? Bisectoarea lui... Înseamnă că dacă lunesc cu E pe B,
Da. Este exact bisectoare. Băi, e bisectoarea lui ABC. Da. Asta e, o ieșire din construcție. Da. Stai să vedem. Și ce trebuie să arătăm? Că AB e și două ori BC. A, dar autorul spune așa. În ipoteză doar atâta avem. Că am dus pe AE bisectoarea lui DAB. Da. Și BE e bisectoarea lui ABC. Da. Și în condițiile astea să arătăm că, într-adevăr, DC sau AB, sau AB este de două ori DE. De două ori BC. De două ori BC sau de două ori AD. Da. Da. Păi. D, A, E este isosceles. D, A, E este isosceles. Da. Deci asta e cât asta. Da. Da. Și E cu B, E este isosceles. Și E cu B, E este isosceles de același motiv. Că zice că B, E se comportă ca o bisectoare. Da. Deci asta e cât asta. Da. Da. Și cum în dreptunghi astea sunt egale? Da. Înseamnă că de două ori D, A este cât D, C. Da. Și de ce vreau să vreau? Că B, E asta. Atât. Deci, pe așa și redactăm. Deci, ce spunem? Demonstrație, da? Da. Triunghiul ADE, deci în triunghiul ADE. Și triunghiul EGB. Putem să le luăm pe amândouă, dar să ne oprim la numai la ADE. Despre ADE avem că măsura lui ADE, da. Măsura lui ADE câte grade are? 90. Egal cu 90 de grade. După că A e bisectoarea lui A e, așa ai spus, nu? Da. Este bisectoarea unghiului A D A V D A V înseamnă că unghiul D A e este cât e este cât tot unghiul D A V pe 2. Deci, faptul da. Că e bisectoare, nu împarte pe ăsta tot de 90 de grade în două, nu? Da. Deci înseamnă că măsura lui... D, A, E, 45 grade. Măsura lui D, A, E, este egal cu 90 pe 2. Da. Hai să scriu așa. Și egal cu 45 de grade. Deci, măsura lui D, E, A... Sigur că da. Am unul de 90, celălalt de 45, rezultă că și măsura unghiului D, E, A, D, E, A, D, E, A, măsura, da? Da, da. Face tot 45 de grade. Adică triunghiul respectiv. Isoscel. Triunghiul. A, D, E. A, D, E. Dreptunghic isoscel. Egal, e dreptunghic isoscel. Adică, în triunghiul A, D, E, isoscel. Da? Uh-huh. Isoscel. Adică, A, D, congruentă cu D, E. Congruentă cu... D, E. Analog al triunghiului E, C, B. Chiar așa zicem, analog. Analog. Triunghiul E, C, B. Isoscel, da? Da, isoscel. Atunci rezultă că E, C. Congruentă cu C, B. Și cum... A, D e congruentă cu C, B, nu? A, D... AD e congruentă cu CB. Le avem așa, una în alta. Deci din 1 și 2 rezultă că, rezultă că 1 plus 2 egal cu A. AB e egal cu de 20. AB e egal cu de 20. Deci ce trebuie demonstrat. Da. AB e egal cu 2, 10, de 20. Da. Cât e ceasul? Jumătate de treia, cât am făcut noi de o oră. O oră s-a făcut, da? Închide-o și facem și... Mai...